Unele tarantule și broaște au o relație aparte, chiar dacă nu sună a combinația perfectă. Măsurând abia câțiva centimetri, microhilidele sunt o familie mică de broaște, care se află în marea lor majoritate în părțile din Sri Lanka, Peru și India, adică destul de aproape de tarantule. Chiar dacă păienjenii sunt complet capabili să omoare și să mănânce broaștele de această dimensiune mică, ei le tolerează bine existența. De ce? Păi, tarantulele suferă din cauza dăunătorilor mici, de exemplu furnicile. Sunt atrase de ouăle depuse de tarantulă, iar alte insecte mici se adună fiind atrase de mirosul hoiturilor lăsate de tarantulă în spate. Astfel, pentru a-și proteja cuibul, păianjenul adoptă o broască, care, la rândul ei, mănâncă furnicile și alte insecte mici, protejând astfel cuibul tarantulei. În felul următor, tarantula primește protecție pentru cuib și ouă, iar broasca primește protecție împotriva șerpilor, șopârlelor și amfibiilor mai mari. Și nu, tarantula nu își va mânca broasca, sau cel puțin nu își va mânca broasca așa de ușor, deoarece broasca prezintă un mucus cu toxine la suprafață care îi reduce apetitul tarantulei. Și dacă cumva încearcă să o mănânce, aceasta va avea un gust îngrozitor. Relațiile mutualistice care se întâmplă aici între broaște și păienjeni au loc pe cel puțin două continente, de unde reiese că această relație a lor a evoluat de mai multe ori în decursul anilor. În plus, există și alte studii unde s-au folosit camere cu infraroșu pe alte specii de broaște, nu doar pe microhilide, care au raportat oarecare asociere între ele și alte tipuri de păienjeni, nu neapărat tarantule, dar nu intru în detalii pentru că e foarte mult de spus. Deci putem spune că aceste două specii trăiesc într-o relație de oarecare simbioză cu beneficii. Astfel, broasca profită de tarantulă și tarantula de broască. Sper că v-a plăcut videoclipul. Ne auzim la următorul video, care o să fie partea finală din cum să supraviețuiești în iad. Așa că, până atunci, toate cele bune!